Primarul Teodor Neamțu spune că în Mediaș nu există școli cu probleme sau unități de învățământ care au rămas în urmă la capitolul lucrări. Monitorizăm atent ceea ce se întâmplă și în vederea deschiderii noului an învățământ sau realizat o serie întreagă de lucrări, de reparații, de igienizări, de zugrăviri, în paralel cu pregătirea noilor spații pentru grupele pregătitoare sau grupele zero. La 1 septembrie, practic, toate unitățile școlare din municipiul Mediaș sunt pregătite să-și primească beneficiarii. Pe de altă parte, edilul spune că are informații că există posibilitatea ca unii directori de școli să fie schimbați din funcții. Înțeleg că sunt unele probleme în ceea ce privește prelungirea detașării unor directori, manageri ai unităților școlare și să încearcă schimbarea unora dintre ei. Eu nu am fost întrebat și consider că nu este elegant din partea celor care vor să schimbe, pentru că din punct de vedere administrativ eu știu cel mai bine cum aceștia își desfășoară activitatea.